Târgul de carte Gaudeamus este deschis până duminică 11 decembrie. În acest interval vor fi peste 600 de evenimente editoriale. Sunt aproape 200 de expozanți, un număr similar cu cel întâlnit la edițiile dinainte de pandemie. De Crăciun, cartea este un cadou ideal. Mulți vor să așeze sub brad pentru copiilor dragostea pentru citit. Noi ne-am hotărât de acum câțiva ani să oferim numai cărți cadou. Eu așa ofer flori și cărți. Am luat pentru micuț câteva cărți, așteptăm de mult târgul pentru că ne-am propus în fiecare an să-l vizităm. Editurile și-au adaptat oferta și-au îmbrăcat o serie de cărți în pachete care pot fi așezate sub bradul de Crăciun. Sunt niște mystery books. Clientul știe doar genul căreia îi aparține cartea dinăuntru. Este un blind date with a book, dacă vreți. Ne-am dorit să arătăm lumii că orice casă fără cărți este una tristă. Poate cea mai interesantă de pomenit acum în atmosfera de Crăciun este prima reeditare a Basmelor Românilor cu ilustrații de Donestan. Această carte are o mulțime de jocuri adunate aici, iar la final avem o serie de pioni deja pe care îi poți scoate din carte. Enciclopediile non-fiction sunt cărți care se desfășoară pe, să zicem, 2 metri. TVR Cultural va fi în fiecare zi a târgului Gaudeamus în mijlocul evenimentelor editoriale. Suntem aici cu ediții speciale ale Jurnalului Cultural pe TVR Cultural în fiecare zi. De astăzi, miercuri, prima zi a târgului și până duminică, vor fi echipele noastre prezente care vor aduce în principala ediție a jurnalului, cea de la ora 21, evenimentele care țin capul de afiș al vieții cărții în România. Târgul Gaudeamus se desfășoară în pavilionul B2 din incinta Romexpo, iar programul de vizitare este între orele 10 și 20.